V-ați întrebat oare cum este să fii polițist și care sunt problemele din complexul studențesc? Cum este să răspunzi pentru ordinea și liniștea publică a câtorva mii de studenți? Colega noastră, Alina Sfetcu, a stat de vorbă cu comisarul șef Florin Mohuț, șeful biroului pentru Centrul Universitar. În urma întâlnirii cu comisarul șef al poliției din complexul studențesc Florin Mohuț, am aflat că în ultima perioadă nu s-au întâmplat lucruri majore din punct de vedere infracțional și că perioada sărbătorilor este una din cele mai liniștite, cel puțin în complexul studențesc. După cum se știe, complexul studențesc este un spațiu mai aparte decât restul, să zic, restul secțiilor de poliție de pe raza municipiului, în sensul că aici infracționalitatea este mai crescută în perioada celor două semestre, mai puțin pe timp de vacanță, mai puțin pe timpul sărbătorilor, când studenții sunt plecați. Totuși, nu cele mai multe infracțiuni sunt comise de către studenți. De multe ori, studenții sunt doar victime. Cele mai multe, să zic așa, ca și sesizate anul trecut, am avut furturile din autoturisme, care au fost cam să zic, 20-30% din totalul infracțiunilor, și lovirile și alte violențe sunt eventual, tot felul de probleme spontane în care se mai întâmplă să fie unul amenințat, să fie lovit și atunci, bineînțeles, se depune plângere. Dar, în general, oricum sunt în scădere decât în anii anteriori. N-am avut fapte foarte grave, niciodată n-au fost foarte multe zile de îngrijiri medicale, maxim 2-3. Și toate s-au soluționat, dacă a fost cazul cu autorii neidentificați, au fost identificați, dar cele mai multe sunt cu autorii identificați, în care, până la urmă, părțile ajung, ori se împacă, ori ajung la un consens. Aproximativ câte infracțiuni s-au comis în complex în perioada sărbătorilor de iarnă și câte amenzi contravenționale s-au aplicat? După cum v-am mai spus înainte, perioada sărbătorilor este o perioadă de liniște. Bine, o liniște aparentă, în sensul că majoritatea studenților sunt plecați în vacanță, mai rămân cei care eventual au un job în Timișoara sau care, din alte motive vor să plătească sărbătorile aici. În acest context, bineînțeles că și infracționalitatea a fost căzută, chiar n-am avut nicio infracțiune sesizată efectiv în complex și în același timp și contravențiile aplicate au fost mai puține, în jur de 10-12, cam așa. Domnul comisar șef a declarat că studenții nu sunt principala problemă a poliției, iar cele mai frecvente probleme pe care le întâmpină poliția din complexul studențesc sunt furtul din autovehicule și rareori agresări fizice sau verbale. Cea mai bună măsură este aplicarea legii, a contravenței, sancțiunea contravențională sau, bineînțeles, prinderea în flagrant a autorului. Când autorii își primesc pedeapsa, nu mai pot să continue activitatea infracțională. Bineînțeles că și contravenția, sancțiunea contravențională, este o măsură preventivă, în sensul că cel care își primește, să zic așa, răsplata după, fapta pe care a făcut-o, poate se gândește a doua oară să nu sară în un mic prag, să rămână undeva mai jos. Asta din punct de vedere aplicării sancționale, adică contravenționale sau a constatării de infracțiuni. Dar s-au făcut foarte multe acțiuni de prevenire, așa cum am spus, și aici mă refer chiar la acțiuni de menținere a liniștii și ordinii publice pe timpul perioadelor de cazare, când știți că sunt foarte mulți studenți care lasă bagaje și așa mai departe. Chiar n-am avut decât cazuri singulare în această perioadă. Și nu vorbesc doar de campus universitar de aici, chiar de pe din domeniul unde, adică din locația unde stăm noi, în complexul studențesc, vorbesc și de complexul de la Universitatea de Științe Agricole a Banatului, vorbesc de medicină și așa mai departe, unde am făcut acțiuni de prevenire. De asemenea, au fost anumite măsuri care le-am făcut pentru menținerea ordinii și liniștii publice cu ocazia manifestărilor studențești de început de an. Că știți că e o perioadă de 2-3 săptămâni în care studenții vor să se obișnuiască cu mediul și universitar și sunt ligilor, organizațiile studențești organizează tot felul de manifestări unde, bineînțeles, că influența de public și automat de autoturism este mai mare.
Domnul comisar transmite studenților și nu numai că oricând, indiferent de problemă, poliția le stă la dispoziție și așteaptă apelul acestora. În primul rând, în momentul când ai observat o infracțiune, indiferent dacă ești, să zic, victimă sau martor, este bine să apelezi la serviciul de urgențe 112 și automat cel mai apropiat echipaj se va deplasa la fața locului. Acum, bineînțeles, dacă este o infracțiune, să eu știu, dacă ai o problemă care suferă amânare sau, eu știu, sunt care pot fi, dacă vrei să depui o plângere, care nu s-a întâmplat ceva, nu este neapărat o urgență, poți să vină oricând la sediul nostru aici, la Căminul 3, cred că majoritatea studenților știu, și să depună această sesizare. Am observat că studenții sunt destul de solitari, în sensul că se ajută între ei ca martori, ceea ce este un lucru bun. E un lucru bun și atunci putem proba mai bine infracțiunea.